Rica Răducanu! Ce să mai am? Vrei să ador? Păi, da, ce faci, vrei? Adică eu ador oameni când vorbesc frumos de tine? Bine ați venit. Așa ceva? Ia uite, culoarea mea preferată. Să trăiești cât tic. Hai să lămâni loc. Păi da, mă, Rica, nu știi că acum să împlinesc 100 de ani de când sunt romii tari în România? Acum, deci, acum am matale, deci ești la culoarea potrivită. Era bine, să sărbătorești acum. Rom, dar mai mult pot. La microfon, mă rog. Da? Da, așa ca de, să vă audă toată lumea. Bine, la valiera. Să știi că acum, Erica, eu știu, să și în foaia, să știi, că, că mai ești câte o fată frumoasă lângă el. Ce, tu știi când aveai, mă, te cunoaștem de atâția ani. Ne știm, ne știm, da. Nu, nu mă cunoști tu ca lumea așa, dar... Sunt băia bun, să știi. Cred, da. Da. Cu siguranță. Am trecut pe multe, așa că... Ia zi, mă, Chris, ce mai ce faci? Ce mai faci, Mărică, mă? Ce mai face? Matale, mă. Ce mai vede? Antena? Tot vezi, nu? Tot, dar nu vezi? Mi-am luat și ochelari ca să văd tot. Dar îi spuneam mai devreme că a slăbit foarte mult. Foarte mult. Nu a slăbit mult. 20 de grame. Nu se trece. Dar ce că nu mănâncă? Ia zi, Rica, Nearica, ce mănânci? Nu mănânc dacă am băutură bună. Dar acum sunt și pe nasale cu băutura, că n-am... Eu zic că după o scurtă pauză nu... să ne spună ce mănâncă, nu-i da, așa? Da, da. Rămâne Nearica cu noi, stați pe aproape. Revenim. Păpri pe Rica Răducanu când vrea să înceapă discursul. La vrăjeală. Ce faci cu asta, mică? Ia, ce ai băgat? Ei, doar dinero, nu știu ce vorbea și era o melodie. No tengo dinero, no tengo dinero. Adică nu înțeleg, dar de bani, înțeleg. No tengo. No tengo. Nu vrei. No, adică, no. Nu deci quiero, bani. No quiero și no am. Quiero, adică nu înțeleg, no dar quiero, no tengo. No quiero mucho. Asta cu te quiero mucho o știe, Nearica. Dar la dinero, dinero nu te încurci. Nu, 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 prea. E cu asta vorbeam în străinătate. Pe asta am învățat cel mai bine. Te quiero mucho. Ai în cameră cu mine să te văd antrenorul, dar material... dar material, da. N-ați mai de vana. Adevărul e că, bă, unii bărbați sunt făcuți să cucerească fără să fie nevoie de... Era și o generație, dar Nearica era profesionist, bă, adică așa băiat. Cum le cucerați? Ce se cucerezi, mă, că nu era ca acum, ce n-ai... Eram fotbalist, eram un alt frumos, n-am fost niciodată, dar știu, așa am fost. Îmbrăcat cu ceva, normal. Carisma, păi da, și asta spune. Îmbrăcat cu părul ca șmecherii pe aici, cu părciuri. Ai vei perciuni de aia mari, că las că te știu. Da, eram lui Zionescu, așa făcea... Era neatinial și m-a văzut cu perciunea aia, cu păr. E vreun cu... Eu te recupăr că Luigi Ionescu, ia stătul în mine, bă. Nu știe lumea cine e Luigi Ionescu, știți melodia? Lalele, lalele, frumoasele mele, lalele. Asta era piesa când a făcut de celebră. Da. Frumos. Frumos, ce? Rica. A. Auzi, a fost vreuna care te-a întrebat vreodată de bănuți? De găgici? De bani așa, Brică, dar n-ai și tu niciun ban să-mi dai că... Pe timpul nu era așa ceva. Nu era așa ceva. Deci n-am avut bani. E, nu, dar tu ca fotbalist cred că nu câștigai. Era mai bun, dar cât omul de rând, așa, nu? Ne îmbrăcam și noi. De exemplu, făceam care eram în națională și mergeai acolo. La noi foame mare. Nu era blugi, nu era sutien de la burete, bikini, da? Era pichiloți. Mamă, când aduceam de aia toate gaicile astea, e, da? Dădeam eu bikini, făceam eu câte un pachetel, așa. Făcea Nearica. Frumos, păi, dar da, te îmbrăcai și tu, noi ne îmbrăcam, luam câte un tricou de ăla colorat sau ceva, toată lumea, uite ce... Așa era treaba. Frumos, Nearica. Da, frumos, am dus viața, nu știu. Auzi, dar vrei să spun ceva? Cred că cumva ai ieșit din lumea asta, adică te-ai născut la timp. Că ai ieșit din lumea asta pentru că tu ești un suflet bun și te-ar fi dezamăgit. Așa, tu ești legendă, lumea te iubește, ai fost în continuare. N-ai avut dezamăgiri mari. N-ai avut dezamăgiri mari. Nu, nu, nu. De ce? Înțelegi? Băiatul tău, uite, pentru cine nu știe, băiatul lui Cătălin, fost fotbalist bun, este mâna dreaptă lui Cosmin Oloroiu, care este cel... Hai că n-a fost ca mine, dar uite ce norocos. Da, dar el este mâna dreaptă lui Cosmin Oloroiu, care este cel mai de succes antrenor din străinătate în activitate, mă zice, la bani. La bani, deci omul, că nu știu cât a făcut, 50-60 de milioane de euro, Cosmin. Și pe lângă el și Cătălin. Asta 9 ani în Dubai, îți dai seama. Îți dai seama? Frumos, deci... Și acum e în China. Bun. Păi și pe da, că știi, 10 milioane de euro pe anul, fi rău, fi bine. Adică da, ce rău o duce. Rezist. Da, da, uite, e și că, adică, și staful lui câștigă bine. E ușor să stai între ei. Sunt convinsă că nu.
Da, chiar, de câți ani e plecat băiatul tău? Eu nu pot să stau afară, am fost peste tot. Da? Toată lumea. După 5-6 zile, uite, când am fost în Dubai la Cătălin, m-am plimbat, mamă, ce-i pe acolo? Și după 5 zile, salam alecu, salam anoro, tata, hai să trăiți, hai să jucăm un tenis cu piciorul, ceva. Dar l-aș prins numai acasă, că la restaurant e greu? Da, am luat la pachet. Și nu mă cunoștea nimeni. Și până la urmă, i-am spus Cătălin, băi, tata, du-te și schimbăm biletul de avion. Cât trebuie să stai? Ce nu-ți place, 6 zile. A, și trebuie să stai mai mult? Și am plecat. Ai cât trebuia să stați? Cât vreau. Și a zis, stai dat aici, că stăteam la ei. N-ați rezistat, nu v-a plăcut? Nu, e stilul meu să stau afară. Nicăieri. Adică? Am fost la Rio de Janeiro, mi-a plăcut. De ce? Cel mai mult așa. Că era viață. Am prins carnaval, femeile. Mamă, pe plajă, ce era acolo, sună, mucho gusto. Mucho gusto! Mucho gusto! Deci, doamnelor, domnilor, pentru că totuși avem un titlu acolo și trebuie să știți exact despre ce e vorba. Nearică și atunci când a avut sau are vreo problemă, niciodată nu este altfel decât așa cum îl vedeți acum. Ce să fac? Stai adică o secundă. Lumea să plângă lumea, că uite-l pe... Am trecut nasol cu răcelile astea. Ia zi, Rica, cum a fost? Am prins nasol când și noroc. Am avut și nevastă mea și eu n-am avut gripă. N-ați avut gripă, nu? Ne lua, dacă aveai gripă, am fost... La plămân ne-a prins. Am răcit. Ați răcit, nu? Da, și ne-am dus acolo, stăteam cap la doctor și ne-a rică, bine când aveți gripă, că putea să se complice. Da. Și ce ai făcut? Ai luat antibiotice sau ai făcut tratament? Și acum iau, că ți-am zis că mai trebuie să stau, că nu trag, nu mai gălgâi. Nu mai gălgâi, gata? Nu, dar de că nu mai gălgâi? Acum stau la sol. Mai am o pipiță, dar îl las mai la vară încolo. Da, mai iei câte una mică așa? Nu, nu. Deloc, deloc. Nu, nu. Dar ți-au zis doctorii că n-ai voie? Nu, eu mi-e fric, sunt fricos. De boală sau de ce? A zis că trebuie să... Te-a zis cum este cu alea, după aia las că așa că e mai bine. Da. Detoxifiere. Mere, detoxifiere. Seara, ciugulesc. Nu, ziua nu te-a zis. Nu mă refer ce mai... Dimineața mă scol... la 10 mănânc. Ori face nevastă la niște icre sau alea de vinete sau ce cu... Zacuscă. Prăjesc niște... Așa și pun două de alea și mi-ajungi. Și până cu iaurt sau... La 6:30-7, când vin... Seara? Ziua nu ciucurez nimic. Și ai două mese pe seara? Și ce greșit și-ar fac eu, nu beau apă, mă, frate. Păi asta, e foarte mare, v-am spus și pe pauză. M-am dus și la doctor și mi-a zis, Narică, bea apă, că rinichii... Păi da? Păi da. Eu dacă nu, ziua nu beau, că dacă merg acolo și beau, eu beau șpriță în cana aia mea. Da, 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 da. Și cu apă și cu, da, una de aia și mâncă una când mă culc după serial. Păi ce, apă șpriț, nu? Stai o secundă, adică la ce serial bagi Nearica acum, la ce te uiți? Te uiți la Fructe Oprite? Mai multe, la calalte mă uit. Am înțeles, dar la Fructe Oprite uiți, la noi cu alea? M-am uitat. M-am uitat, am înțeles, nu vreau să... Ai intrat în detalii, am mâncat. Stilul meu. Am înțeles. Și ultima masă e la 6? Adică sunt... Nu mai mănânci? 6:30. Și după aia nu mai mănânci? Da. Ori o ciorbă, ori ceva cu fără Nearică, carne. Eu mi-aduc aminte când am fost noi în 2000 la Mangalia. Bă, când am făcut Nearică o masă. Lucra. Două, trei baterii de vin așa ca... Păi și acum, dar nu știu dacă mai vine cineva. Păi 10 bă, mai și Nearică, și... Nearică a luat un pui. Da, pui, frate. Cu cartofi prăjiți, cu mujdei, îmi plouă în gură și acum. Ăla a fost puiul lui. Am mâncat și noi. Ei. Ce e al meu, ce e al meu, ce e al tău și al meu. Dar ce a zis mai devreme? Pe 10 mai este ziua dumneavoastră și că nu mai vine nimeni? Păi venim regele. Noi, păi cum nu venim noi la ziua? 10 mai fără regele Mihai, dar cu Rică... Ne primiți, da? Ne primiți? Nu e nicio problemă, să m-am anunțat că nevastă mea oricum face sarmale. Și cred că-s bune sarmalele, doamna. Gata, venim, ne-am înscris. Păi era, mă, cam o pimniță, poți să te bași cu pimniță. Ne rătăcim pe... Să te arăcă de ceva acolo. Da, să nu ne rătăcim pe pimniță pe la tine pe acolo. Păi, că știi cum am făcut o dată? Vorbesc cu unii, băi, tot așa, erau fete, hai să, și hai fetele să vă arăt așa, la una, și vorbesc cu unul, băi, când intru eu acolo, pui lacătul așa, stă închis. La mișto că nevastă mea îi spui că sunt pe la piață, bă, da, eu am intrat da. Băi, nene, a stat acolo o oră, era, a uitat de noi, era să-mi bătase, da. Eu nu puteam să bat. Nu puteai să ieși, dacă da. Și până la urmă s-a ținut o pauză acolo, numai cânta aia, că dansau ei pe-n curte cu mâini. Și unul ce, aoleu, l-am uitat pe la pic. După o oră și ceva să mă...
Am avut o doamnă care a avut grijă de copil, care, domne, du-te, aduci și tu niște murături din... Tot și venea puțin, mă înțelegi, de asta avea grijă de copil, dar parcă era bine, era puțin parfumat. Tot așa, tot așa e la mine, tot bine, tot, nevastă mai meserie. Meserie. Bun, acum că începe sezonul cald, trebuie să bei și tu un șpriț de vară, așa, nu poți, gata. Nu vezi, s-a făcut 26-27 de grade, nu mai poți acum fără alimentare, știi? Puțin supliment de așa, nu? Nu, mă, pe vine sezonul, mă duc la mare, nu știu, la Neptun acolo, la terasă. Da. Cu aia, să vedem ce mai fi, cine mai... Cât stai? Cât stai la mare? Toată vara, ce vreau. Băi, Nerica e om de mare. Aoleo. Bă, stai, acolo poți să fie. Ne băgăm în apă și mergem până la Turcia. Nici tu să not. Până la fund. Glumesc. Da. Mergem și luăm niște inele, ceva, la care le-a luat ei pe timpul. Da, da, ne cumpărăm tezaurul. Da, da, luăm de tezaur și noi. Bun, da. Tezaurul care e la Turci, că la Rusia n-a de parte. Bun. Asta e vrăjeala noastră. Asta era? Asta e vrăjeala. Orice. Orice. Merge. Nu te pune că Nerica e crucișător, te duce până la Turci. Nu te pui cu el. A, la Turci, mă, cu iubesc că ea. Și să știi... Calegii, calegii. Mai ales că, să știi că Nerica are antecedente, el la mare mai lua câte o fată, o mai băga pe sub apă. Păi cu băieții, ce trebuie? Ai văzut, când mergeam, stăteam noi, ce numai noi, când fetele, parcă ai altă viață. Păi da, nu știi, când eram noi la terasă, acolo erau vreo două fete cu noi la masă, erau ziariste, era cu dans, cu petrecere. Nu contează, să fie cineva cu noi acolo, stăm ca băieții. Știi ce am făcut eu atunci? L-am făcut pe Rica Cântăreț. Serios? Cântea Rica piese ungurești. Eu zic să cântam, eu zic să... Dar știi când ne-a luat... Cu toate n-am, dar eu zic să... Vrei să spun ceva? Știi când ne-a luat ca să cânte Ozosep? Cât? La studioul Najoli Creștei. Vreo 4 ore. Nu pot să cred. Păi ce vrei, mă, fată, dacă la bar n-am în Gurește, când din locul sub... Și a cântat ca poate. Nu, dar știi care era treaba? Nerica avea foaie, dar la un moment dat considera că trebuie să o ia el. Și la un moment dat le băga el niște cuvinte de la el, Neajoli. Domnul Rica, stai un pic, că nu asta trebuie să cântăm. O lua Nerica. Păi, deci stăteam, am stat afară, vă rog frumos, ieșiți toți afară, rămân eu cu Rica. Săracul Neajoli era deja tras la față, Nerica cânta, dar după legea lui. Ce făcea Nerica? Mă duc acum la festival la mare, cântăm, să aruncă ăștia de pădic de nervi, numai când auzi. Da. Da. Deci cu Nerica e cu ei. Da. Da. Dar frumos. Acum cum frumos. Vă simțiți? Cum vă simțiți? Bine, așa, nu sunt periculos, dar nu e, știi când este așa, n-ai poftă, mai ales dacă nu bei un șpriț, da? M-am obișnuit, de-aia... Ai mâncat struguri, prune... Mă, și pere, mere, seara, pune, tot ce vrei. Păi, Rica, Rica, de acum m-am prins de ce mai e încă balonul în față. Păi, dar fructele astea să pun, tata, dacă le mănânci multe. A? Da, fructele! Seara, seara, dacă fructoza. Le pui multe, mănânci multe, să așează. Nu e vara de-aia. Mai bine... Pentru fiere, mă, că e gura mare. E gura mare. Totdeauna ai avut gura mare, dar asta a fost farmecul tău. Că jucam, da? Da, doamnelor și domnilor, ai văzut că au ajuns portarii ăștia de acum să dea goluri, dar cum dădeai tu, Rica, nu dau ăștia, bre. În primul rând, Rica venea la cap și dea gol cu capul, ăștia bat de la 11 metri mai dau gol. Am dat la goluri, mi-a ajunge, 12, cine are 12? N-are nimeni, nici ăla, era un cilian, să nu mai știu cum cheau ăla, cilavert ăla mai. Tichita era, așa, la colombian. A colombianul ăla, da. Are câteva, tot așa. Dar da. Nu duc cu capul. Eu am dat cu capul. Așa. Doamnelor și domnilor. Portar să mă prinde în hopsa, știi ce înseamnă? Adică eu stau poarta mea aici și m-am dus în poarta aia. Și el este înaintea atacanților și apărătorilor lor. Foarte înțelegi? Tare. Da. Doamnelor și domnilor. Nu-i bun, ce sănătos. Rica Răducanu, după cum vedeți, nu-l învinge nicio boală. Rica! Este etern. N-avem timp. No, no, da. Data viitoare, dacă ne și încălzim un pic, să vedeți cum. Pe 10 mai, pe 10 mai. 10 mai. Venim la încălzire și după aceea să vezi ce emisiune facem. Bine, hai. Rica Răducanu, mulțumim foarte mult. Stați să vedeți ce urmează. Să trăiți, să